Bun venit în Mykonos! Locul unde lumea petrece până la răsărit. Locul unde găsești o mulțime de turiști ce se înghesuie să facă poze pe aleile pietruite cu căsuțe albe și ferestre colorate. Locul unde plătești o avere pe un șezlong sau o băutură la un beach bar. Locul unde vei găsi vedete internaționale precum Travis Scottianul sau Petros. Se pare că Mykonos are o reputație destul de bine conturată, ce o face o destinație de top pentru turiștii din toată lumea. Însă își merită toată această faimă. Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Iar în acest videoclip aflăm dacă Mykonos este o destinație supraapreciată sau nu. Primul contact pe care îl vei avea cu insula este chiar în Mykonos Town, numit Chicora de către localnici, un sătuc tradițional în stil cicladic. Da, e sătuc, nu e oraș așa cum te-ai aștepta când îi auzi numele. Una dintre cele mai recomandate activități din Mykonos Town este să te plimbi pe strădusele labirintice ale orașului. Acestea sunt organizate sub forma unei medina, însă casele albe, străzile pietruite, ferestrele albastre și florile roz specifice cicladelor îți amintesc rapid că ești în Grecia. Este închis traficului auto și poți veni să te plimbi atât dimineața de vreme când magazinele sunt închise și oamenii nu sunt la fel de mulți pe străzi, sau seara după cină când totul capătă o altă față și este foarte animat. Dispune de foarte multe unități de cazare care vin la îndemână turiștilor ce vor să fie aproape de atracțiile principale de pe insulă, de la cazări de lux până la cazări de buget mediu. În zona vechiului port, mai precis pe lângă Nikos Tavern, s-ar putea să găsești un pelican ce se plimbă și hoinărește, pe care localnicii îl numesc Petros. Povestea acesteia începe în anul 1954, când un pelican rătăcit și rănit în urma unei furtuni a fost adăpostit și îngrijit de oamenii de aici, până în momentul în care a ajuns să fie una dintre vedetele locale. Asta până în 1985, când acesta avea să ne părăsească în urma unui accident cu mașina. Localnicii au fost foarte supărați, așa că au adus alți 3 pelicani în memoria sa, pe care îi numesc în continuare Petros, dintre care unul a fost donat de grădina zoologică din Hamburg, iar celălalt de către Jackie Kennedy. Cu puțin noroc, poți să-l vezi și tu cum mănâncă niște pește proaspăt de la Nikos Tavern, iar în cazul în care te întrebai și tu ca și mine cât trăiește un pelican, în sălbăticie undeva la 25 de ani, dar în captivitate durata sa de viață poate ajunge și până la 50 de ani. Situată pe malul mării, la intrarea în vechiul cartier al castelului Castro, Biserica Panagia Paraportiani este probabil una dintre cele mai fotografiate biserici din Grecia, datorită formei sale neuniforme. Ea este de fapt un ansamblu de 4 biserici care formează baza unei a cincea, a cărei construcție a început în anul 1425. Arhitectura sa este atât de reprezentativă pentru insulele Ciclade, încât a devenit monument național și este de asemenea și punctul de intrare în cartierul Little Venice. Emblematica atracție turistică din Mykonos este, cu siguranță, Little Venice, un cartier micuț construit chiar lângă port, care are o multitudine de clădiri construite pe apă. Mykonos era un punct important pe rutele comerciale ale venețienilor, motiv pentru care locuitorii de aici nu doar că s-au inspirat din piese de decor și mobilă, ci și în construcția caselor, astăzi fiind similare cu cele ale venețienilor, dar puțin adaptate la stilul cicladic. În apropierea acestor căsuțe găsim astăzi o multitudine de taverne, care mai de care mai frumoasă și mai ochioasă, cu o priveliște din ce în ce mai superbă, unde poți admira apusul. Apusul este și momentul în care aici se adună foarte multă lume și nu numai pentru cum se vede soarele cum intră în apă, ci și pentru lumina perfectă care bate pe morile de vânt care se află în apropiere. Atunci când vezi o vedere din Mykonos, cel mai probabil vei vedea și morile de vânt de aici. Ele sunt 16 la număr pe toată insula, însă cele mai emblematice sunt probabil cele din Mykonos Town sau Chora, care au fost construite de venețieni cu scopul de a măcina grânele și sunt poziționate astfel încât să beneficieze cât mai mult de vânt. Probabil puteți vedea și în părul meu că acest lucru este adevărat. Fiind foarte populare printre turiști și îndrăgite de aceștia, nu reprezintă doar un simbol al insulei, ci o dovadă a istoriei sale.
Dacă vă plac locurile pe care le-am vizitat până acum în Mykonos Town, să știți că mai urmează multe. Însă, dacă vreți să le aveți și voi la îndemână mereu, plus câteva extra, să știți că am creat o hartă specială de pe toată insula Mykonos unde veți găsi restaurante, locații faine de unde puteți vedea apusul sau unde să vă faceți poze, cât și obiective turistice pe care o găsiți pe magazinul nostru din Buy Me a Coffee, unde de asemenea puteți găsi și abonamentele noastre de cafeluță italiană, cafeluță turcească și cafeluță cu paștei de nata, fiecare aducând beneficii diferite până la videoclipuri exclusive pe care le puteți vedea doar voi și care nu vor fi pe YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să dai un like, un share cu prietenii și un subscribe, pentru că pentru tine nu implică prea multe, iar pe noi ne ajută foarte mult. Ora este absolut fermecător dimineața, deoarece toate străduțele sunt libere și îți permit să le explorezi și admiri atât timp cât ajungi până la ora 9. Acela este momentul în care ușor, ușor se umple de turiști. Și ar fi bine să te reorientezi și să mergi în altă parte. Cu toate astea, ar trebui să revii neapărat seara înainte de apus, deoarece vei vedea o altă față a capitalei insulei. Dacă sentimentele ce te cuprind dimineața sunt liniștea și calmul, seara vor fi entuziasmul și energia. Pentru început, găsește-ți un loc de unde să vezi apusul, poate fi Little Venice sau unul dintre cele sugerate de noi pe harta noastră. Iar apoi, ia-o la pas și fă ce-ți place ție mai mult. Niște cumpărături la buticuri locale, o masă la o terasă cu vedere spre mare sau mergi la o petrecere la unul dintre cluburile de pe malul mării. Dacă nu știi de unde să începi, îți arătăm noi ce am făcut. Am luat o porție de gogoși tradiționale grecești numite Lokoumades de la Dr. Lokoumades, pe care am dat 9,1 euro. Cele pe care le-am ales noi au fost cu un plutură de vanilie și topping de caramel sărat, însă ai mai multe opțiuni. Deși nu am fost la nicio petrecere, un cocktail tot am vrut să bem. Și am mers la Tico, care este o abreviere de la Take Your Cocktail Out, asta pentru că este un concept to go, însă ai și câteva măsuțe unde poți să stai. Atât eu cât și Bianca ne-am luat niște combinații cu piersică și fructe exotice, Bianca având varianta non-alcoolică pentru că trebuie să și conducă cineva Vladone. Ambele au costat 16 euro. Este un preț destul de bun având în vedere că la restul barurilor pe care le vei găsi în Hora, prețurile pentru un cocktail pleacă de la 16 euro și pot ajunge și până la 25 de euro. Trebuie să recunoaștem că noi am fost complet cuceriți de acest mic sătuc capitală și ne-a făcut o primă impresie mult peste așteptările pe care le aveam pentru Mykonos. Motiv pentru care aproape fiecare seară am petrecut-o aici. Este unul dintre puținele cazuri în care ceea ce vezi pe social media chiar corespunde cu realitatea și un bun motiv pentru care să faci o vizită pe insulă. Căutarea unei cazări în Mykonos poate fi o provocare destul de mare. Și asta pentru că majoritatea unităților de cazare sunt destinate vacanțelor de lux. Iar dacă vrei să te orientezi pe ceva de buget mediu sau redus, va trebui să faci anumite sacrificii. De exemplu, nu vei mai putea să-ți iei o cazare în Mykonos Town sau undeva aproape de plajă, sau va trebui să renunți la anumite facilități. Din fericire pentru noi, distanța nu reprezintă neapărat o problemă, pentru că oricum aveam de gând să închiriem o mașină ca să explorăm mai multe puncte de pe insulă și de altfel vă recomandăm și vouă să faceți asta. Astfel am ajuns la Flora's Houses Mykonos, care se află undeva la vreo 15 minute distanță cu mașina de Mykonos Town și avem toate facilitățile pe care ne le doream. Aer condiționat, televizor, fön, masă de călcat cu fier de călcat, un pat foarte mare și o mini kitchenetă, dar probabil ce ne place cel mai mult aici este acest balcon unde ne petrecem foarte mult timp. Iar partea cea mai bună la cazarea aceasta este că ai inclus și un mic dejun în prețul de 675 de lei pe noapte, pe care îl poți servi pe balconul super cu priveliștea aceasta către grădină. Un alt lucru pentru care este renumit Mykonos sunt plajele cu o apă cristalină, albastră și nisip auriu, pe care de altfel se află și majoritatea cluburilor unde lumea petrece până dimineața. Acestea se află mai precis în zona de sud a insulei, pentru că este mai ferită de vânt. Probabil ați mai auzit că Mykonos este numită și insula vânturilor, și asta pentru că fix în acest punct al mării Egee se întâlnesc doi curenți puternici de aer care pot provoca în unele zile vânt cu viteză de până la 80 de km la oră. Așadar, haideți să pornim și să vedem mai multe dintre plajele de pe această coastă.
Prima dintre plajele populare la care ne oprim și noi este plaja Ornos, care, așa cum cel mai probabil vedeți în spatele meu, 95% este formată din șezlonguri și 5% dintr-o zonă unde pot sta cu prosopul. Este o plajă cu intrare lină în apă, apa fiind albastră, cu nisip, o bună parte din ea la un moment dat răsare o piatră și după aia se adâncește destul de tare, dar măcar ai un reper destul de bun. Și de asemenea este și o plajă preferată de embarcațiuni, fiind o mulțime de bărci și iahturi trase aici în apropiere. Dacă plănuiești să vii aici și vrei să stai la șezlong, așteaptă-te să scoți undeva la 40, 50 până la 70 de euro din buzunar pentru un set de două șezlonguri și o umbrelă, în funcție de rândul în care vrei să stai. Tot în zona aceasta vei intra mult mai ușor în apă pentru că nu sunt pietre deloc. Dacă plănuiești să stai în zona de prosoape, atunci vino aici până la ora 11 pentru că se aglomerează foarte tare. Noi chiar glumeam că e un fel de Costinești acum aici, dar cu apă albastră și cu multe iahturi. Transportul în general pe insulă mi se pare o mare bătaie de cap, iar dacă ești pieton este și mai șir. Dar hai să luăm cu începutul. Dacă vii la plaja aceasta Ornos, parcarea există și nu prea. În fața plajei ai undeva la 4 locuri de parcare, deja dacă ajungi la 9-10 nu cred că le mai găsești. La 2-3 minute găsești una cu plată, costă 5 euro pe zi și am văzut acolo ceva valet, îi spune, duc ei undeva mașina. Iar la 7 minute de plajă găsești o parcare, cumva pe plaja cealaltă, se cheamă plaja Corfos, și aici este gratuit, o poți lăsa, este în siguranță, sunt locuri trasate, e în regulă. Dar drumul pe care îl faci de aici este un challenge, pentru că nu sunt trotuare și nu că nu sunt trotuare aici, nu sunt trotuare decât în Mykonos Town, în zona centrului vechi. În rest, este foarte greu să te deplasezi pe jos. Probabil cea mai exclusivistă plajă de pe Mykonos este Psaru, care este adesea și locul unde se întâlnesc vedetele. Aceasta se mândrește cu o culoare deosebită a apei, cu tente de turcoaz, nisip auriu și în general este un loc ce este preferat de persoanele care vor să îmbine natura frumoasă a Greciei cu vacanțele de lux. Iar în mod surprinzător, având în vedere natura acestei plaje, este că, deși este organizată, există și o zonă unde poți sta cu prosopul. Oricum, veți vedea că următoarele plaje pe care le vom vizita în sud vor sta din ce în ce mai rău la acest capitol. Dar revenind la plajă, dacă vrei să stai la șezlong, poți să te aștepți să dai undeva la 25 de euro minim în funcție de perioada anului în care vii. Vă dați seama că acest preț este în extra sezon, acum probabil costă mult mai mult. Parcarea te va costa undeva la 15-20 de euro în funcție de parcarea pe care o alegi. Iar ca un pont, dacă vrei să nu cheltui foarte mulți bani aici, poți parca mașina la un snack bar, să mănânci acolo și îți vor oferi șezlong și s-ar putea să ieși cu maxim 30 de euro per total. Tot pe această plajă se află și faimosul restaurant Namos cu centrul comercial Namos Village, de unde poți face cumpărături de la o multitudine de branduri de lux. Tot din aceeași gamă de plaje este și plaja Paradise, unde ne aflăm acum, care se distinge din celelalte prin faptul că este plaja la care trebuie să vii să experimentezi Mykonos din punct de vedere al petrecerilor, pentru că unele dintre cele mai mari cluburi se află aici, că vorbim de Cavo Paradiso, Paradise Club sau Tropicana. Paradise este o plajă foarte bine organizată, având o mulțime de șezlonguri, pentru care va trebui să scoți din buzunar un minim de 30 de euro, 50 de euro în unele cazuri, dar există și o porțiune unde poți să stai cu prosopul. Ce-i drept, e foarte mică și e ascuns între niște pietre. Și că tot veni vorba de asta, să știți că plaja nu e doar cu nisip, ea are și pietre, e o combinație, să spunem așa. Dar există totuși o parte bună aici, și anume parcarea, care este chiar lângă plajă, este gratuită și este pusă la dispoziție de către Tropicana, având niște angajați care te direcționează către locurile care sunt libere. Plaja, care acum pare foarte liniștită, noaptea se transformă într-o scenă a petrecerilor. Iar dacă și tu vrei să vii aici să experimentezi viața aceea de noapte, ține cont de faptul că ai nevoie de rezervare și se impune și o consumație minimă și zic că ai nevoie de rezervare pentru că, din ce am văzut, poți aștepta minim o oră ca să intri. Cum numește o plajă mai frumoasă decât Paradise Beach, dar care în continuare arată ca un paradis?
Super Paradise Beach. Uh-huh. Poate că numele s-ar putea să nu fie cel mai inspirat, însă într-adevăr această plajă chiar arată ca un paradis și este mai frumoasă decât Paradise Beach. Cred că frumusețea este dată de faptul că, deși este o plajă organizată unde se află mai multe beach baruri, printre care și Super Paradise, de la care și-a luat numele, ai și zone unde poți să stai cu prosopul, ceea ce face atmosfera să fie una mult mai aerisită, iar peisajul este unul de-a dreptul superb, pentru că pe deal se pot observa niște case în stil cicladic, care se văd foarte frumos în momentul în care stai și te bucuri de soare. Există și câțiva copaci, astfel încât natura încă este prezentă pe această plajă, iar apa are aceeași culoare turcoaz ca în celelalte locuri. Dacă vrei să stai la șezlong, așteaptă-te să dai minim 40 de euro pe acesta în funcție de zona în care te afli și încă 40 de euro o consumație minimă de la bar. Totodată, în perioadele pline din sezon, s-ar putea să nu mai găsești loc, în special dacă vii dimineața târziu, după ora 11. În schimb, accesul se face foarte ușor, deși drumul până aici ai putea spune că este unul teribil, pentru că e îngust, te întâlnești foarte des cu dube și cu mașini mari. Ai o parcare imensă de la restaurantul Talas, unde poți lăsa mașina în mod gratuit, iar de acolo trebuie să mergi maxim 2 minute până pe plajă. Totuși, există și un mic dezavantaj la plaja asta, și anume că nu este la fel de ferită de vânt cum sunt cele din partea vestică, însă acest lucru creează o oportunitate pentru pasionații de sporturi nautice, astfel încât poți să faci aici parasailing sau să te plimbi cu ski jet-ul, cu banana, cu gogoașa, cu ce vreți voi. Iar acum că am văzut o parte dintre plajele din sud, pot înțelege de ce sunt faimoase. Într-adevăr, arată foarte frumos, apa este albastră, cristalină, nisipul este fin, de asemenea, atmosfera este una relaxantă, ai o priveliște minunată în unele cazuri către insulele vecine Naxos și Paros. Sunt și un loc foarte bun de făcut plane spotting, pentru că se află în apropiere de aeroport și mai mult decât atât sunt ferite de vânt. Însă, sunt și câteva dezavantaje destul de mari. Primul rând, este foarte greu să găsești loc de parcare, iar dacă sunt parcări, acestea costă de obicei 10-15 euro, iar în cazul în care nu vrei să stai toată ziua, nici nu poți plăti doar o oră sau două de parcare și mi se pare că nu prea merită în acest caz. Însă există și o alternativă dacă nu vrei să vii cu mașina. Ai un water taxi care pleacă din Mykonos Town și te lasă la Paradise Beach sau la alte plaje populare. Am înțeles că ar costa 20 de euro și ai un pass pe toată ziua cu care poți să mergi la ce plaje vrei. În al doilea rând, la multe dintre acestea nu prea ai de ales decât să stai la șezlong, pentru că spațiul pentru prosoape este destul de limitat și de multe ori este în cea mai proastă porțiune a plajei, iar prețurile la șezlonguri sunt foarte mari, să dai 70-100 de euro dacă nu stai toată ziua la plajă, ni se pare că nu prea merită. Însă mai există câteva plaje care nu se află în această gamă de lux în sud, pe care urmează să le explorăm în continuare. Deși plajele pe care le-am vizitat până acum sunt frumoase, nu sunt neapărat pe gustul nostru, pentru că sunt ceva mai aglomerate și predominant acaparate de beach cluburi, motiv pentru care am căutat ceva mai retras, așa că iată-ne la Calafati. Pe drum am făcut o mică oprire la Super Roasters, de unde ne-am cumpărat un gyros cu numai 5 euro. Practic am descoperit cel mai ieftin restaurant de pe insulă. În ceea ce privește plaja, o să încep prin a vă spune că este ceva mai departe de zona turistică și lumea spune că nu ar fi neapărat la fel de bine amenajată. Motiv pentru care găsiți aici o zonă de șezlonguri, care, apropo, dacă vii în afara lunilor iulie și august, poți sta pe ele, credem noi, gratuit. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic, în review-uri a mai zis lumea că nu i-a întrebat nimeni nimic nici pe ei. Am mai văzut că există și o zonă de dușuri, nu suntem convinși că există și o cabină de schimb, dar putem trece cu vederea asta. Apa aici este albastră cu tente de turcoaz și chiar creează un peisaj de vis, iar nisipul, că nu am menționat nimic despre el, nu este chiar cel mai fin, fiind amestecat cu pietricele, dar nu sunt deranjante și partea și mai bună este că nu se încing la fel de tare ca nisipul auriu pe care îl căutăm cu toții. De asemenea, Calafati este și singura plajă din Mykonos care are blue flag. După ce am vizitat o bună parte din insulă, este Mykonos până la urmă o destinație care merită sau e supraapreciată? Ei bine,
nu m-am decis încă. Exact de aceea avem mai multe motive să explorăm și nordul insulei, care este mai puțin preferat de turiști, însă ascunde foarte multe locuri frumoase, cum este acesta din spatele meu. Prima oprire este în Anomera, al doilea cel mai mare sat de pe insulă, cu un farmec aparte, unde localnicii își trăiesc viața de zi cu zi, fără a fi deranjați de mulțimile de turiști din capitală. Atracția principală a satului este Panagia Turliani, care domină piața centrală a acestuia și care este ușor diferită de celelalte sute de biserici de pe insulă. A fost construită în 1542 la inițiativa a doi călugări și restaurată în 1767, moment în care i-a fost atribuit și numele din prezent, Fecioara Maria din Turlos, după o icoană ce plutea pe mare. Interiorul acesteia adăpostește o superbă colecție de icoane realizate de un pictor cretan, iar în curte puteți găsi clopotnița și o fântână realizate din marmură. Ca în orice alt sat din insulele Ciclade, cel mai bun mod de a-l vizita este să te plimbi pe străduțele sale, unde vei găsi numeroase taverne, cafenele și patiserii, unde poți face o pauză înainte de următoarea ta destinație. Una dintre acestea a fost vizitată chiar și de Gordon Ramsay și deși ne-am dorit să vedem și noi cum este, mai aveam multe de făcut pentru restul zilei. S-a dovedit a fi o decizie bună, deoarece am ajuns în niște locuri pe care nici nu ți le imaginai vreodată că ar fi în Mykonos, iar următoarea noastră oprire e cel mai bun exemplu. Probabil următoarea ta destinație ar fi o plajă, însă noi am ales ceva mai neobișnuit. Mai precis ne-am îndreptat către vârful estic din Mykonos, în zona de coastă numită Tigani, unde se află fostele mine de pe insulă, ce la începutul secolului al XX-lea extrageau barit. A funcționat ca mină locală până în anul 1955, moment în care o firmă americană din Houston, Texas, numită Mag Cobar, a văzut potențial și a închiriat-o. Astfel, au reușit să atragă muncitori chiar și de pe insulele vecine. Anii 50, deși nu prea ți vine să crezi, nu era o perioadă prosperă pentru Mykonos. Localnicii de aici abia reușeau să supraviețuiască, în ciuda turismului care s-a dovedit a fi o sursă profitabilă de venit mai târziu. De aceea, mina era cel mai mare angajator de pe insulă, iar printre angajați se numărau și femei care nu doar făceau muncă de birou, ci ajutau și la separarea pietrișului de barit. Aceștia erau pregătiți de specialiști pentru a lucra în mină, iar la momentul închiderii acesteia, mulți au realizat că nu mai erau niște simpli săteni, astfel încât au început să se angajeze pe post de electricieni, șoferi sau să-și deschidă propriile afaceri. Din această cauză, mulți oameni zic că această mină a plantat semințele dezvoltării Mykonosului de astăzi. Abandonate în 1980, utilajele și clădirile au ruginit sau s-au prăbușit, lăsând în urmă un peisaj distopic. Astăzi, poți veni aici să te plimbi printre clădirile abandonate și să observi chiar unele dintre lucrurile rămase în urmă. Deși nu este o plajă paradisiacă sau un sat cu străduțe pietruite, case albe și ferestre colorate, cum suntem obișnuiți să găsim în Mykonos, mi se pare că este un obiectiv ce merită o vizită, pentru că spune foarte mult din istoria sa și poți afla felul în care s-a ajuns în prezent și ce l-a impactat atât de mult. Cine spunea că plajele din Mykonos sunt aglomerate? Priviți-o pe asta din spatele meu. Numele ei este Merchia și se află în nordul insulei, o zonă mai puțin preferată de către turiști din cauza vântului care este destul de puternic. Din acest motiv, cei ce vin aici se bucură de mai multă liniște, dar și de un peisaj natural care încă nu a fost atins de mâna omului. Și deși ai crede că nu sunt oameni care să-și dorească asta, numeroasele cazări din zonă ne spun cu totul altceva. Peisajul de aici este într-adevăr mirific și este completat de o mică bisericuță undeva într-o laterală, de apa albastră, dar și de nisipul care contrastează cu apa despre care tocmai ți-a povestit. Poate ți-ai dat și seama deja, însă plaja nu este amenajată, dar merită să-i faci o vizită chiar dacă trebuie să vii cu toate lucrurile tale după tine.
Hai să ducem frumusețea asta la următoarea destinație. Iar în timp ce mergem acolo, haideți să vă povestesc despre cum vă puteți deplasa pe insulă. Deși există câteva opțiuni de transport în comun, acestea sunt limitate și cam toate pleacă din Mykonos Town, ceea ce înseamnă că dacă vrei o cazare în altă parte a insulei, nu prea vei putea apela la acestea. A doua opțiune ar fi să închiriezi un scooter sau un ATV, însă mi se par foarte periculoase pentru că vântul bate tare, poți oricând să cazi de pe ele, iar traficul din Mykonos este ceva de nedescris. Ceea ce ne duce la a treia opțiune, care mie mi se pare și cea mai bună, și aceea de a închiria o mașină. Iar aici trebuie să ai în vedere câteva lucruri. În primul rând, optează pentru o mașină mică, pentru că drumurile sunt foarte înguste și de multe ori va trebui să îți găsești loc printre dubițe sau tiruri ca să treci, iar pe lângă asta îți va fi și mult mai ușor să găsești un loc de parcare, în parcările foarte aglomerate de pe insulă. Pentru noi a fost foarte potrivită opțiunea unui Mini Cooper electric de la eMini Living, care face experiența de condus în Mykonos mult mai plăcută. În primul rând pentru că are cutie automată, iar acest lucru este foarte convenabil, mai ales la traficul pe care îl veți găsi aici pe insulă și mai ales în momentele în care stați în coloană. În al doilea rând este o mașină nouă, ceea ce înseamnă că are foarte multe dotări care nouă ne vin la îndemână. Cel mai mult folosim CarPlay pentru a ne pune hărțile, iar în felul acesta pot vedea harta mereu și nu mai dă Bianca direcții greșite, astfel ajungând să pierdem timp pe drumuri. Spre surprinderea mea, să conduci o mașină electrică este chiar foarte fain, pentru mine a fost prima dată și există câteva chestii care chiar îmi plac spre deosebire de mașinile clasice cu combustibil fosil. Are un demaraj foarte bun în momentul în care vrei să faci o depășire, este antifonată și nu prea auzi gălăgia din trafic, mai ales că vei sta foarte mult în coloană în Mykonos, așa cum ziceam și mai devreme. Iar pentru cei care s-ar putea să se întrebe acum ce faci, domnule, dacă ți se descarcă bateria, ei bine, cei de la eMini Live vin și ți-o înlocuiesc cu alta dacă o au disponibilă, iar în caz contrar vor încerca să găsească o portiță de 2 ore în care vin, îți iau mașina, ți-o încarcă și ți-o aduc înapoi. Practic, tu nu trebuie să-ți mai bați capul nici cu alimentat, nici cu condus, nici cu ce benzinărie alegi, ci doar să faci față drumurilor de pe insulă. Prețul pentru o astfel de mașină este aproximativ 100 de euro pe zi, în funcție de numărul de zile pe care o închiriezi și credeți-mă că pentru ce prețuri veți găsi pe insulă la firmele de închirieri este chiar acceptabil. Mai ales că benzina este undeva la 2,1 euro în acest moment. Deci dacă vrei să încerci o experiență diferită atunci când închiriezi o mașină, intră pe e-miniliving.com și fă o rezervare. Iar draga noastră mașinuță ne-a dus la Cala Olivadi, cea mai frumoasă plajă de pe insulă și una dintre cele mai lungi plaje cu nisip de aici. Deși nu la fel de populară ca Paradise sau Super Paradise, plaja Cala Olivadi se află pe lista multor turiști, din motivele de care v-am spus deja, dar și pentru apa albastră, pe care rar o mai găsești în Mykonos. Plaja este parțial amenajată, având două beach baruri la care vei plăti pe un șezlong undeva între 70 și 100 de euro, dar are și o porțiune foarte generoasă de nisip unde poți să stai cu prosopul, motiv pentru care este și preferată de familiile cu copii mici. Tocmai cred că am descoperit plaja mea preferată din Mykonos și nu are pentru rost moment să mă ascund. Da, pentru moment, cum spune Vlăduț. Da, după ce am fost la plaja asta, am fugit efectiv către cazare, pentru că avem rezervare la ora 8, la un loc de unde se vede apusul, mai precis la The Garden of Mykonos, o terasă panoramică cu o priveliște spectaculoasă spre mare și insulă, de unde poți vedea soarele cum cade dramatic în apă, pe o muzică și mai dramatică. Ca să ne bucurăm din plin de moment, am încercat și niște cocktailuri și lucumades, care au fost absolut delicioase. Deși am lăsat 100 de euro, putem spune că a meritat fiecare bănuț, deoarece am avut un serviciu excelent, atmosfera a fost una extrem de plăcută și am simțit că am avut și noi o noapte de răsfăț. Cu toate astea, încă ne era puțin foame și am mai avut o oprire înainte de a încheia ziua.
așa am ajuns la Toa Pomeron, o tavernă care aduce elementele din bucătăria tradițională grecească împreună cu niște preparate de fructe de mare și pește proaspăt. Aici ne-am luat un platou cu mai multe aperitive, unde avem tzatziki, dolmades, fava, fasole gigant, o salată de cartofi, niște salată de vinete. Practic avem tot ceea ce găsim în meniul de aperitive, pus într-o farfurie pentru 14,50 €. Am mai luat un pește pe grătar, care e servit cu zucchini, costă 23 €. Iar Bianca și-a luat o musaca, care costă 10,50 €. Pentru un restaurant sau o tavernă din Mykonos, este chiar ieftin, adică prețurile sunt comparabile cu restul Greciei. Cine s-ar fi așteptat ca Mykonos să arate atât de diferit atunci când te îndepărtezi de zonele turistice? Am plecat în această aventură cu așteptări destul de scăzute din cauza stereotipurilor care s-au format în jurul acestei insule și credeam pe bună dreptate că o să ajungem la concluzia că nu merită o a doua vizită. Însă, până în acest punct ne-a demonstrat contrariul. Toate astea, mai avem de bifat câteva chestii înainte de a da un verdict. Am văzut capitala, plajele celebre și cele mai puțin celebre, am aflat din istoria insulei, am încercat mâncare locală și am văzut niște apusuri de poveste. Dar cred că la capitolul mâncare mai avem câteva chestii de descoperit, s-ar putea să existe chiar și un loc mai frumos de unde să vedem apusul și încă nu am interacționat cu localnicii să aflăm și ce părere au ei despre Mykonos. Așadar, știm ce avem de făcut, iar ca să împușcăm doi iepuri deodată, am spus să încercăm mâncare de la loc. Mai precis să ne învețe ei cum să o gătim. Și așa am ajuns să mergem la o clasă de gătit, unde i-am cunoscut pe Dimitra și Nicola, care ne-au povestit despre istoria insulei din experiențele personale ale bunicilor și părinților. Ne-au explicat că Mykonos a pus bazele foarte multor rețete grecești consacrate și ne-au servit cu tot felul de bunătățuri făcute în casă, de la prăjituri la vin. Partea faină a acestei clase este că are loc în casa familiei lui Nicola, iar atmosfera este una foarte intimă. Așa că în timp ce preparam masa, am ajuns să discutăm pe tot felul de subiecte și să ne împărtășim diferențele, dar și similaritățile culturale. Am aflat că multe familii din Mykonos au propria mini-biserică pe care o folosesc atât pentru a se ruga, dar și ca loc de veci, că pe timpul verii localnicii nu au zile libere și muncesc și câte 12 ore pe zi, dar și că își iubesc casa și sunt mândri că Mykonos are parte de faima din prezent. Și am învățat și niște română. Iar în timp ce discutam toate astea, am preparat o salată grecească, tzatziki, dovlecei prăjiți, cârnați miconieni și chiftele. De departe, cea mai bună masă pe care am luat-o în Mykonos. După această experiență, s-a simțit că cei 50 de euro pe care i-am dat au fost prea puțin pentru câte chestii am primit și cât de prietenoși au fost. Și bineînțeles, n-am plecat de acolo fără câteva recomandări de locuri de pe insulă. Și uitați puțin ce plajă faină ne s-a recomandat. Se numește plaja Lulos, este fix lângă Cal Olivadi. Și are un peisaj superb, în special partea aceasta unde sunt niște stânci în jur și acea piscină naturală de jos. Plaja aceasta este total neamenajată, având nisip amestecat cu pietricele, însă este de o culoare superbă. Totuși, nu-i lipsesc de aici vânzătorii ambulanți, pentru că mai înainte am văzut o tranzacție între un om care vindea gogoși și niște persoane care stăteau pe plajă. Apa este extrem de faină și limpede și aș putea spune că acesta este un loc foarte bun pentru snorkeling datorită stâncilor care se află în partea dreaptă a plajei. Mi-ar plăcea să putem sta mai mult, însă probabil va trebui să o schimbăm din cauza a două chestii care s-ar putea să fie un deal breaker și pentru voi. În primul rând, nu avem papucii de apă la noi, iar partea stâncoasă are foarte multe pietricele pe jos, după cum puteți vedea. Iar la intrarea în apă sunt și pietre mult mai mari și poate fi destul de inconfortabil. Iar a doua chestie ar fi că apa este destul de adâncă și devine adâncă cam în vreo 3 metri, iar Bianca nu știe să nuate la apa adâncă, așa că am făcut eu o baie și de aici probabil o să mergem în altă parte. Zis și făcut! Am fost la vecina Cal Olivadi, unde m-am bucurat și eu puțin de apă, iar apoi ne-am îndreptat către singurul colț al insulei pe care nu-l explorasem încă, mai precis cel din nord-vest. Și nu puteam să plecăm de aici fără să facem o oprire și la Kinky's Tavern, una dintre cele mai renumite taverne de aici, aflându-se chiar lângă Agios Sostis și având priveliștea aceasta superbă asupra mării. Sincer, merită așteptarea de o oră. It's not fair that people are seated first come first served. It should be based on who's hungriest. Trebuie să aștept destul de mult ca să prind
lângă masă aici, nu vreau să-mi imaginez cum e seara. Iar în așteptarea asta ai inclus, să-i spunem, și un pahar de vin rosé ca să faci timpul să treacă mai repede. Meniul cuprinde mai multe specialități grecești, iar noi am ales să încercăm aici un grilled feta, un tzatziki, o salată grecească și niște caracatiță marinată în oțet și pentru asta estimăm noi că vom plăti undeva la 40 de euro, pe lângă mai având o Fanta și o bere. În apropiere de Kilkenny se află plaja Agios Sosis, așa cum v-a spus și Bianca, care se bucură de mult mai multă liniște față de plajele din sud, care sunt foarte aglomerate și pline de beach cluburi. Ei bine, aceasta nu este amenajată deloc, astfel încât toată fâșia aceasta de nisip auriu este doar pentru tine, prosopul tău și o pereche de slip. Să faci baie în această apă cristalină și albastră, care mie mi se pare că este și destul de liniștită. Deși ne aflăm în nord, curenții de aer nu sunt atât de puternici în această zonă pentru că este oarecum ferită. Asta nu înseamnă că nu este deloc vânt, așa că ar trebui să te aștepți să mai vină așa câte puțin nisip pe spatele tău în timp ce stai la soare. De asemenea, accesul se face foarte ușor pentru că poți lăsa mașina undeva înainte de Kilkenny. Lumea am văzut că o parchează pe marginea drumului, iar de acolo mai ai vreo 5 minute de mers pe jos. Un alt lucru important pe care ar trebui să-l reții este să-ți aduci papucii de apă, pentru că deși la mal nisip, în momentul în care intri în apă am văzut pietre și riști să te accidentezi. Nimic nu avea să ne pregătească pentru ce urma, pentru că am reușit să găsim cel mai frumos loc de urmărit apusul de pe insulă, dar și cel mai vântos. Și știu că ne-am tot plâns de vânt în videoclipul ăsta, dar aici a fost un vânt pe steroizi. De aproape că ne luam zborul. Locul unde am ajuns este chiar farul din Mykonos, ce a fost construit în 1891 după ce o navă britanică s-a scufundat în zonă pentru a preveni alte tragedii. Are o înălțime de 19 metri și încă este funcțional, fiind sub administrația Marinei Elene. Intenția noastră a fost să venim pentru far, dar în cele din urmă am rămas pentru apus, deoarece tot peisajul era de poveste. Așa că ne-am găsit un colț unde nu bătea vântul și am urmărit cum soarele se ascunde după Tinos, insula de unde venisem când am început călătoria în Mykonos. Cu Tinos în depărtare am început și tot la fel am terminat, pentru că acest apus a marcat și finalul aventurii noastre, dar nu putem să vă lăsăm fără să răspundem la întrebarea de la care am plecat. Își merită Mykonos faima sau este o destinație supraapreciată? Ei bine, pentru noi își merită faima. Este o destinație care chiar ne-a surprins plăcut. Ne plac foarte mult plajele de aici și dacă le eviți pe cele comerciale și aglomerate, cred că vei avea parte de o vacanță foarte frumoasă. De altfel, probabil ăsta este și motivul pentru care Mykonos a atras atâția turiști de-a lungul timpului. Are un oraș capitală fermecător pe care ne-a plăcut să-l explorăm și să mergem pe străduțele sale. De asemenea, oamenii sunt foarte prietenoși în general și probabil de asta ne vom mai întoarce în Mykonos. Deci, la finalul zilei, răspunsul este da. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să-i dai un like, să ne dai un subscribe și să apeși pe clopoțelul de notificări ca să vezi și alte videoclipuri de ale noastre. Dă un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Pa!